Astăzi, în Biserica Ortodoxă, pomenim pe Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit, pe Sfântul Mucenic Isaachie Persul și pe Sfântul Nou Mucenic Nicolae cel din Mețovo. Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit s-a născut în Tebaida din părinți creștini în timpul împăratului Constantin cel Mare. Încă din copilărie, Sfântul s-a detașat de cele lumești, fiind atras de împărăția cerurilor. La vârsta de 12 ani, pe când se afla împreună cu familia la o masă bogată cu ocazia praznicului botezului Domnului, s-a retras și s-a ascuns postind până seara, rugându-se lui Dumnezeu să-l primească în slujba sa. Doi ani mai târziu, pe când avea doar 14 ani, cu acordul și binecuvântarea părinților, tânărul Teodor s-a retras într-o mănăstire, unde a început viața monahală după regulile stricte ale locului, trăind în priveghere neîncetată, în tăcere și în ascultare. După un timp, Sfântul Teodor a ajuns în Tabena, unde a intrat în comunitatea monastică condusă de însuși Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Când a împlinit vârsta de 25 de ani, Sfântul Teodor a fost luat de Sfântul Pahomie ca însoțitor în drumurile pe care acesta le făcea pe la mănăstirile pe care le construise. La vârsta de 30 de ani, starețul Pahomie a hotărât hirotonirea Sfântului Teodor în dreapta preoției, dându-i în grijă conducerea mănăstirii din Tabena, iar el s-a mutat la mănăstirea Pamvo. După plecarea la Domnul a Sfântului Cuvios Pahomie, Sfântul Teodor a fost ales să păstorească în locul duhovnicului său peste toate mănăstirile, și a izbutit să facă acest lucru cu multă smerenie și iubire, sporind numărul călugărilor care era deja foarte mare. Sfântul Cuvios s-a întâlnit cu alți doi mari sfinți ai bisericii, cu Sfântul Antonie cel Mare, căruia i-a povestit viața duhovnicului său, și cu Sfântul Atanasie cel Mare, care în timpul exilului său s-a adăpostit într-una din mănăstirile conduse de cuviosul Teodor. Sfântul Teodor cel Sfințit a plecat la Domnul cu pace după Sfintele Paști din anul 368, trupul său fiind înmormântat lângă părintele și duhovnicul de o viață, Sfântul Pahomie cel Mare. Astăzi, în Biserica Ortodoxă mai sunt pomeniți sfinții mucenici Avda, Avdiis, Simeon, Vahtisoiu, Papilin, Petru, Sfânta Eufimia, sfinții Nicolae, Patriarhul Constantinopolului și Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului.